Era creștină cu date imaginare transpuse în prezent. Cum apare sâmbăta în Biblie dacă pe vremea lui Iahușua săptămâna romană era de 8 zile? Epoca creștină nu aparține istoric transferului secolului I, deoarece nu a fost inventată decât secole mai târziu. Cu toate acestea, deoarece se bazează pe un calcul de la nașterea lui Iahușua și însăși expresia secolul I este exprimată în termenii acestei epoci și din moment ce toate datele atribuite Noului Testament cu excepția nașterii sunt numărate prin ea, o explicație a acestei epoci. În secolul al VI-lea după Hristos, un călugăr pe nume Dionisus Exiguus a inventat o nouă masă de Paște în care a introdus o nouă metodă de numărare a anilor. Plasând nașterea lui Iahușua conform celor mai bune informații la care a avut acces în anul roman 754, a început noua sa scară de numărare a anilor în anul Domnului nostru, latină Anno Domini Nostri, mai des omițând cuvântul al nostru, Anul Domini sau Anul Domnului după Hristos 532. Această epocă nu a intrat în uz general pentru întâlniri obișnuite decât câteva secole mai târziu, dar acum este globală, familiară, chiar și națiunilor musulmane sau din Orientul îndepărtat care își păstrează încă vechile calendare. Se știe de mult că Dionisus a stabilit un an greșit pentru nașterea lui Iahușua, dar utilitatea scalei este nestingherită atâta timp cât înțelegem că anul 1956 după Hristos nu este anul 1956 de la nașterea lui Iahușua, ci anul 1956 de scară artificială numită era creștină, al cărei punct de plecare este cu câțiva ani mai târziu decât adevărata data a nașterii. Autorii diferă în ceea ce privește amploarea exactă a erorii, dar cu siguranță nu este mai puțin de 4 ani și prin urmare nașterea lui Iahușua trebuie datată o dată înainte de Iahușua. Anul Domnului, datarea cu evenimente de după vremea lui Iahușua, a condus la extinderea anilor calendaristici iuliani, vezi, 236 înainte de epoca creștină. Anul dinainte de 1 după Hristos se numește 1 înainte de Hristos și așa mai departe la nesfârșit în trecut. Absența anului 0, cu excepția astronomilor, pentru care anul 1 înainte de Hristos este anul 2 înainte de Hristos, a produs adesea erori în calcularea datelor. Până în secolul al VI-lea, anii au fost numărați de la întemerea Romei. În anul 526 după Hristos, împăratul Justinian i-a însărcinat călugărului Dionisos Exiguus să întocmească un calendar creștin care să se întoarcă până la nașterea lui Iahușua. Deci, calendarul actual nu era pe vremea lui Iahușua. Atunci nu existau nume păgâne ale zilelor și săptămâna romană avea 8 zile până în 321 la sinodul de la Nicea. Până la Mica, calendarul mozaic a fost păstrat neschimbat, apoi, sub presiunea Romei, evreii au cedat. Elemente de cronologie. Când datarea evenimentelor după numărul de ani de la presupusul timp al nașterii lui Iahușua a devenit un obicei, era convenabil să datați evenimentele anterioare ca având loc la atât de mulți ani înainte de Iahușua, abreviat înainte de Hristos. Prin urmare, în scopuri istorice, anii calendaristici iulieni în care au fost calculate datele din lumea romană din timpul lui Iulius Cezar au fost extinși înapoi ca și cum ar fi existat în tot trecutul. Când spunem, de exemplu, că primul an al domniei lui Nabucodonosor în Babilon a început la 26 februarie 747 înainte de Hristos, înțelegem că a început în ziua în care ar fi fost numită 26 februarie dacă acest calendar iulian ar fi fost în uz în acel moment și în al 747-lea an dinaintea anului care mai târziu urma să fie considerat primul an al erei creștine. De remarcat faptul că istoricii și cronologii au dat anul anterior primului an după Hristos numele anului 1 înainte de Hristos, iar anul care îl precede numele anului 2 înainte de Hristos și așa mai departe. Iată cauza discrepanței biblice și modul în care zilele păgâne au apărut retroactiv, deși nu au fost în timpul crucificării lui Iahușua. Dr. Edward Robinson afirmă, era creștina actuală care a fost fixată de către călugărul Dionisos Exiguus în secolul al VI-lea, presupune că anul erei creștine ar coincide cu anul 754 de la întemerea Romei. În orice caz, era începe cu mai mult de 4 ani mai târziu decât ar trebui.
Până în secolul al VI-lea, anii au fost numărați de la întemeierea Romei. În anul 526 după Hristos, împăratul Justinian i-a însărcinat călugărului Dionisos Exigus să întocmească un calendar creștin care să se întoarcă până la nașterea lui Iahușua. În calculele sale, călugărul a greșit și în loc să nască în 749, anul Romei l-a pus în 754. Acest calendar a fost folosit în lucrările istorice de la Bede la începutul secolului al VIII-lea și nu mult după aceea a fost introdus în stenogramele publice de către împărații francezi Pepin și Carol cel Mare. Dionisie nu a dat naștere erei creștine, ci doar a calculat-o și, nedeținând toate datele pe care le avem astăzi, a greșit ani de zile. Conform datelor stabilite de cercetători, Iahușua s-a născut în anul 749 de la întemeierea Romei, adică anul 5 înainte de Hristos, iar Irod a murit în primăvara următoare, anul 4, deci a trăit la naștere. Ce calendar era în secolul al VI-lea? Era calendarul Iulian, dar de la 325 avea deja săptămâna de 7 zile, dar până la 325 era săptămâna de 8 zile și aveți grijă să vă întoarceți. La întemeierea Romei, calendarul nu era ca în secolul al VI-lea. Cum s-ar fi suprapus săptămâna de 7 zile după 325 peste săptămâna de 8 zile înainte de 325?